Timp de două zile, persoanele vulnerabile din satele Hânțești, Arțar și Berești au fost vizitate de primarul comunei Hânțești, Daniel Olariu, care a fost însoțit de voluntari de la primărie și Fundația Umanitară Caritate Ro. Aceștia au împărțit 200 de pungi cu produse alimentare de bază, ulei de floarea soarelui, zahăr, făină de grâu, mălai, orez, paste, pateu, ton și cozonac. Campania s-a intitulat Un Paște liniștit în carantină și a avut ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile din comuna Hânțești în perioada sărbătorilor pascale. Angajații primăriei Hânțești sunt în permanență alături de aceste persoane pentru a le asigura toate cele necesare, de la alimente până la medicamente.